Meciurile din cadrul turneului semifinal se vor desfășura în sala Unirea, după cum urmează. Vineri, de la orele 15:30 și 17:30, sâmbătă, de la orele 15 și 17 și duminică, de la orele 10 și 12. Clubul sportiv școlar Tulcea este, de departe, cea mai puternică echipă din grupă, ținând cont că joacă în aceeași formulă cu care au ajuns și anul trecut la turneul final. Noi, dacă tot am făcut efortul de a organiza turneul semifinal la Suceava, ne vom juca șansa și sper să ne calificăm mai departe, a spus antrenorul Tudor Orășanu. LPS Suceava va miza la acest turneu pe următorii jucători: Justin Cioban, Alexandru Rață, Iulian Florea, Vlad Ștreangă, Alexandru Roman, Vlad Buhu, Tudor Ștreangă, Ștefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Eduard Cazacu, Denis Croitor, Marius Bortă, Valentin Istrati și Alin Romaniuc. Acesta este cel de-al doilea turneu semifinal la care participă LPS Suceava. La sfârșitul săptămânii trecute, o altă echipă, antrenată de Tudor Orășanu, a fost prezentă la Dej, unde a obținut calificarea la turneul final pentru cadeți.